Domnule ministru, săptămâna trecută ați cunoscut o delegație a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Japonia. V-ați întâlnit cu reprezentanții unor mari companii japoneze. De ce a fost nevoie de o astfel de vizită, noi fiind totuși o țară membra Uniunii Europene? Este un context favorabil României și contextul reprezintă odată noul tratat comercial care va fi semnat între Uniunea Europeană și Japonia și care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019, moment care coincide cu președinția României. În timpul acestei președinții va fi un moment pe care nu ni l-am dorit, dar se va întâmpla, mă refer aici la Brexit. Majoritatea firmelor cu capital japonez sunt astăzi în Marea Britanie ca și cartier general. Și atunci, în acest context, am considerat că este foarte oportun să mergem în Japonia pentru a prezenta oferta de țară a României în ceea ce privesc investițiile străine. Lucru important pentru noi, sunt foarte mulți investitori japonezi. Locul 25, pe care îl ocupă ei astăzi în topul investitorilor în România, este un loc mult sub nivelul și potențialul pe care îl are astăzi a treia industrie a lumii. Ce așteptați de la acești investitori care să vină în România? Pentru că dacă ne uităm pe harta investițiilor străine din România, o să constatăm că sunt câteva investiții japoneze, între care unele sunt dinainte de 89, dar investiții noi foarte puține. Cel mai important lucru pentru japonezi este că iau un secret. Un secret cu care am fost în Japonia și l-am împărtășit împreună cu ei. Toate afacerile pe care le desfășoară astăzi companiile japoneze în România sunt afaceri de succes. 100% povești de succes. 0% defecte este ceea ce scrie în orice fabrică a unei companii japoneze în care veți intra. Este o performanță și o măsură a felului și a culturii de a face business a japonezilor și atunci, plecând cu această idee și pregătind extrem de bine această misiune economică a noastră, cred că am și reușit să obținem rezultate foarte bune. După această vizită, ce perspective credeți că au relațiile economice româno-japoneze? Relațiile au fost deschise, în primul rând, prin viza premierului Abe în România, lucrul care este deosebit de important pentru companiile japoneze. Este un semn de deschidere pentru toată zona Europei de Est. Hub-ul pe care îl poate reprezenta România este de asemenea foarte important pentru dânsii, în ideea în care intrarea prin portul Constanța înseamnă apoi prin intermediul Dunării, intrare într-o piață de 550 de milioane de... Dacă se deschide Dunărea, pentru 550 de milioane de locuitori, piața Uniunii Europene. Mai mult decât atât, am avut această vizită în diverse paliere și mă refer aici la cel guvernamental, întâlnirea cu omologul ministrul de stat, Yoshimoto, care este ministrul economiei, industriei și comerțului, unde discuțiile au fost deosebit de fructoase. Apoi am avut întâlnire cu președintele organizației JETRO, Organizația Guvernamentală de Promovare a Exporturilor și Investițiilor în afara granițelor Japoniei, deosebit de impresionat de rezultatul acțiunilor pe care le-am avut în Osaka și în Tokyo. În Osaka am avut 70 de companii japoneze prezente, în Tokyo 150. Au luat hotărârea ca în noiembrie să întreprindă ei o vizită, o misiune economică cu potențial investitori. Care sunt companiile japoneze cele mai importante care sunt prezente în acest moment în România? Astăzi aș putea numi Yazaki în perspectiva numărului de angajați pe care i-au în România, Calsoni Kansei, Sumitomo Makita, Koyo, Entity Data, Nidec. Sunt foarte multe companii japoneze care activează și care într-adevăr aduc o foarte bună tehnologie în România. Acesta este un alt aspect important pentru noi, ideea de a veni cu tehnologii înalte, de a dezvolta partea de întreprinderi mici și mijlocii, de a dezvolta partea de cercetare aici în România, pentru mine este de asemenea o componentă care este relevantă. Aș da un exemplu. Entity Data, o companie japoneză de IT, soft, în Cluj, a pornit în Cluj, astăzi are birouri și în Timișoara și în București, un singur angajat japonez, o domnișoară
care pare extrem de fragilă, extrem de delicată, dar care a venit împreună cu noi și a ținut, a spus povestea de succes din România, vorbind despre siguranța pe care o găsește japonezul în România, arătând cât de bine s-a integrat în comunitatea locală, cum merge la piață, cum folosește autobuzul, lucruri care, dacă studiem cultura și înțelegerea și mentalitatea japoneză, ne dăm seama că pentru ei au deosebită relevanță și sunt îngrijorați atunci când stabilesc sau decid să meargă într-o altă țară. Și atunci am mers pe aceste paliere foarte importante în toate prezentările pe care le-am avut, astfel încât să putem să răspundem la nevoile și la așteptările pe care companiile japoneze le aveau. În acest moment, ce loc ocupă Japonia în topul țărilor investitoare în România? 25. 25 este locul. Balanța comercială cu Japonia are mult potențial. Avem doar 658 de milioane balanță comercială, 300 și de milioane reprezintă importurile din Japonia, 263 cred, de milioane, dacă mi-aduc bine aminte, reprezintă exporturile noastre. Exporturile noastre sunt bazate în special pe lemn, produse din lemn, dar aș aminti potențial mare, putem avea miere și de anul trecut a început să fie pe eticheta japoneză miere produsă în România, până acum nu avea voie și atunci se vorbește foarte mult despre România și despre țară. Sunt mari producători de dulciuri care folosesc miere românească. Vinul are potențial. Am cunoscut un român care este prezent în Japonia de 16 ani și care cu temeinicie a dezvoltat o afacere de a importa vinuri din România. Are o creștere de 15-20% anual, important pe o piață matură.